O nouă zi ne binecuvântează, impresionantă, generoasă, caldă și solemnă. Îmbrăcată în haine de sărbătoare, ne-a invitat în regatul ei de bas ca pe niște oaspeți de suflet, ca pe cei mai doriți și apropiați prieteni. Invităm în scenă elevii și cadrele didactice ce s-au învrednicit de gradul 2. Și doamna Olărescu Cristina, șefa adjunctă a Oficiului Teritorial de Stat, a Cancelarii de Stat, pentru a înmâna diplomele laureaților. Bună ziua și Hristos a înviat! E o onoare pentru mine, dar și o plăcere deosebită să fiu astăzi aici, alături lângă voi. Dragi învățători, tineri, elevi, harnici, creativi și disciplinari. Munca voastră, seriile lungi asupra temelor, ore după program, toate aceste eforturi nu au fost în zadar. V-ați convins singur, prin propria experiență, că munca se răsplătește. Muncind, afli că ești capabil și că poți obține rezultate. Dragi profesori, felicitări! Pentru rezultatele ce astăzi le avem în Casa de Cultură a orașului Cimișlia. Vă mulțumim pentru eforturi, pentru dedicație, pentru cunoștințele care le oferiți fiecărui elev, pentru dăruirea dumneavoastră maximală în acest domeniu. Vă doresc multă sănătate, răbdare și roade mult mai frumoase în munca care o faceți zi de zi. Dragi absolvenți, succese în pregătirea examenilor! Succese la examene! Dragi elevi și învățători, vacanță frumoasă! Vă mulțumim tuturor! Emoțiile de continuă. Mai puțin important cei care au ținut grad 2, diplome și premii Gănești, se invită în scenă elevii la disciplina școală limba și literatura română și școala națională. Dorogheanu Valentina, elevă clasa nouă, gimnazii Sfântul Voi. Ambroș Cristian, elevă clasa 10, liceul teoretic de Ion Creangă. Popescu Mariela, elevă clasa 11, liceul teoretic de Ion Creangă. Chivaciu Daniela, elevă clasa 12, liceul internat sportiv Lipoveni. Disciplina școlară limba rusă. Prodan Ecaterina, eleva clasa 9, gimnaziul Alexandru Pușkin. Limba rusă și școala națională, Safar Andreea, eleva clasa 9, gimnaziul Gradiște. Disciplina școlară limba franceză. Bâtcă Valeria, eleva clasa 9, gimnaziul Porumbrei. Motroi Violeta, eleva clasa 11, liceul Mihai Eminescu. Codiță Valeria, eleva clasa 12, liceul teoretic Ion Creangă. Limba engleză, Lazu Nicoleta, eleva clasa 9, liceul teoretic Ion Creangă. Antoci Cristian, eleva clasa 10, liceul teoretic Ion Creangă. Muntean Cristina, eleva clasa 11, liceu teoretic Mihai Eminescu. Pantazon Paulo, Nancy, eleva clasa 12, liceu teoretic Ion Creangă. Dacă n-am spus, îmi cer scuze. Disciplina școlară istorie română și universală. Gribineț Sergiu, eleva clasa 9, gimnaziu Cenac. Volcova Maria, eleva clasa 10, liceu teoretic Ion Creangă. Negru Daniela, eleva clasa 11, liceul teoretic Ion Creangă. Bădreanu Dana Ionela, eleva clasa 12, liceul teoretic Ion Creangă. Disciplina școlară geografia. Olărescu Dumitru, eleva clasa 9, liceul teoretic Hiperion. Kicherman Liliana, eleva clasa 10, liceul teoretic Hiperion. Stoiana Alexandra, eleva clasa 11, liceul teoretic Ion Creangă. Codreanu Dana Ionela, eleva clasa 12, liceul teoretic Ion Creangă.
Disciplina școlară informatică. Tampiza Alexandru, elev clasa 10 a liceului teoretic Mihai Eminescu. Căpăține Sorin, elev clasa 12 a liceului teoretic Ion Creangă. Disciplina școlară matematică. Corleteanu Natalia, elev clasa 8 a liceului teoretic Mihai Eminescu. Păvălache Ion, elev clasa 9 a liceului teoretic Hiperion. Disciplina școlară fizică, Olărescu Dumitru, elevul clasa 9 liceu teoretic Hiperion. Tampiza Alexandru, elevul clasa 10 liceu teoretic Mihai Eminescu. Muntean Cristina, elevul clasa 11 liceu teoretic Mihai Eminescu. Disciplina școlară chimia, Păvălache Ion, elevul clasa 9 liceu teoretic Hiperion. Calinici Olga, eleva clasa 10 a liceului teoretic Mihai Eminescu. Răcile Tatiana, eleva clasa 11 și German Roman, eleva clasa 12 liceul teoretic Ion Creangă. Disciplina școlară biologia, Păvălache Ion, eleva clasa 9 liceul Hiperion. Stoian Mihaela, eleva clasa 10 și Berezon Pavel, eleva clasa 11, liceul teoretic Mihai Eminescu. Și Nancy, eleva clasa 12, liceul teoretic Ion Creangă. Educația fizică, Slobodean Dumitru, eleva clasa 9, gimnaziu Gradiște. Dobrovicianu Adriana, elevul clasa 9, Mihai Eminescu. Ciobanu Sabina, elevul clasa 12, Mihai Eminescu. Disciplina școlară științe, Zmeu Lilian, elevul clasa 9, gimnaziu Cenac. Alături de ei, dascăle, profesorii din Raionul Cimișlia. Borodin Natalia, profesoară de limbă și literatură română, gimnaziu Sergiu Coipa. Cevotar Ludmila, profesoară de limbă și literatură română, liceul teoretic Ion Creangă. Negruba Angela, profesoară de limbă și literatură română, instituția publică, liceul internat sportiv Lipoveni. Duca Veceslav, profesor de limbă și literatură rusă, gimnaziu Alexandru Pușkin. Culețel Valentina, profesoară de limbă și literatură rusă, gimnaziu Gradiște. Limba franceză, Pâtcă Svetlana, profesoară gimnaziu Porumbrei. Popușoi Ludmila, liceu teoretic Mihai Eminescu. Limba engleză, Cojocaru Zinaida, profesoară, instituția publică Ion Creangă. Berdeanu Mariana, profesoară de istorie română și universală, gimnaziu Cenac. Șorpan Nina, profesoară de matematică, instituția publică liceul Mihai Eminescu. Ivanov Elena, profesoară de matematică, instituția publică, liceu teoretic Hiperion. Burduh Liliana, profesoară de chimie, liceu Hiperion. Lupașco Zinaida, profesoară de chimie, liceu teoretic Ion Creangă. Și încheie palmarezul cu gradul 2, Ciudin Veronica, profesoară de biologie, instituția publică, liceu teoretic Hiperion, Gura Galbenă. Suntem mândri, dragi elevi și dascăli din dumneavoastră. Thank you.
Thank you.
încercând a suspenda clipa luceafărului, cu certitudine vom reuși astăzi să o împletim o diademă siderală a înțelepciunii și speranței, a prezentului și viitorului. Invităm în scenă elevii și profesorii ce s-au clasat pe locul 3 la concursurile școlare și domnul Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia, pentru a înmâna diplomele laureaților. Stă să-mi vedea și bună ziua! Dragii mei, am o deosebită onoare și plăcere ca în această zi, când cei peste 133 de elevi, 68 de profesori își strâng roatele și eu să mă aflu acum în această sală printre voi, pentru faptul că ați depus o muncă enormă față de ceilalți. Față de ceilalți, pentru că rezultatele astea n-au căzut din pod. Aceste rezultate sunt poate nopți nedormite, poate și sunt sigur că mai mult stres. Și atunci este un sentiment de bucurie pentru noi toți, atât pentru administrația publică locală de nivelul 1, 2, direcția de învățământ general, cât și pentru părinții voștri care au contribuit la performanțele voastre, dascălii, profesorii. Poate și sunt sigur că unii au beneficiat și de ajutorul unui frate mai mare sau soră mai mare, poate și la cel mai mic frate sau soră. Deci, toți actorii care sunt implicați în formarea voastră, trebuie să le mulțumiți. Noi, cei din oraș, ne bucurăm pentru succesele că duceți faima orașului Cimișlia în afara granițelor orașului, atât în raion cât și la nivel național. Mai sunt succesele care permanent sunt atât de la sportivii din oraș Cimișlia, care chiar mai de unul au devenit și vice-campion la lupte libere. Recent s-au întors de la București, de la un festival, de la un concurs, de fapt. Urmează iar să meargă să reprezinte orașul Cimișlia și raionul, cred că, într-o localitate din Grecia. Totodată vreau să vă spun că noi cei de la Primăria Cimișlia suntem întotdeauna alături de instituțiile publice, atât de nivel preșcolar, cât și de nivel gimnazial, liceal, și oferim și noi la sfârșit de an sau premiem pe cei mai buni elevi din orașul Cimișlia. Nici nu rămâne decât să vă urez multe succese în continuare, să puteți și chiar o solicit ca să dați exemplu și celor care sunt mai leneși, celor care sunt mai obraznici, pentru că voi sunteți un model al societății noastre, a localității noastre. Nu în ultimul rând vreau să îi felicit toți absolvenții claselor a 9-a, claselor a 12-a, să le urăm cu toți succes la examene de bacalaureat sau examene, testele la nivel gimnazial. Să ne fiți sănătoși și sunt sigur că mai ales copiii o să-și aduc aminte de acele diplome, premiile bănești care au primit astăzi aici și o să, cât o să trăiți, o să vă aduceți aminte de aceste realizări. Succese tuturor și la anul vă așteptăm tot aici pe această scenă. Mulțumesc! De diplomă de gradul 3. Limba și literatura română, Vechiu Beatrice, gimnaziu Ștefan cel Mare din Caiorca. Topada Ana, clasa 10-a, liceul teoretic Ion Creangă, Cimișlia.
Moșneagul Mihai, clasa 11-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cimșie. Zghibarță Olivia, clasa 12-a, Liceul Teoretic Hiperion Gura Galbenă. Garber Mihail, clasa 9-a, Gimnaziul Alexandru Pușkin Cimșie. Limba rusă, Sorocovici Denis, clasa 9-a, Gimnaziul Troițkoi. Ghimbată Galina, clasa 9-a, Liceul Teoretic Hiperion Gura Galbenă. Limba franceză, Popescu Constantin, clasa 9-a, Gimnaziul Cenac. Popescu Marinela, clasa 11-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Lozovana Andreea, clasa 12-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Limba engleză, Coica Laura, clasa 9-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Zlatin Madalina, clasa 10-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Șeremet Alina, clasa 11-a, Liceul Teoretic Hiperion. Cotoros Daniel, clasa 12-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Istoria Românilor, Vlad Alexa, clasa 9-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Calinici Victoria, clasa 10-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Ciobanu Andreea, clasa 11-a, Liceul Teoretic Hiperion. Clasa 12-a, Oborocean Alexandrina, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Chimia, Grigoraște Cosaveli, clasa 9-a, Gimnaziul Troițkoi. Pantazopoul Dansi, clasa 12-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Biologia, Culaga Anastasia, clasa 9-a, Gimnaziul Batâr. Calinici Olga, clasa 10-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Ciudin Augustin Constantin, clasa 11-a, Liceul Teoretic Hiperion. Cojocaru Dan, clasa 12-a, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Geografia, Vlad Alexa, clasa 9-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Topada Ana, clasa 10-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Negru Daniela, clasa 11-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Cojocaru Dan, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Informatica, Dariu Octavian, clasa 11-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. German Roma, clasa 12-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Educația fizică, Verdeș Gheorghe, clasa 9-a, Gimnaziul Tudor Strișcă, satul nou. Dudca Alexandru, clasa 9-a, Gimnaziul Cârtop. Demian Mihaela, clasa 9-a, Gimnaziul Zagaitac. Pantazafoulu Noesi, Liceul Teoretic Ion Creangă. Științe, Cazacu Iulia, clasa 8-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Dariu Iulian, clasa 9-a, Liceul Teoretic Ion Creangă. Și alături de discipol se urcă dascăle, limba, literatura română, doamna Popșoi Olga, Gimnaziu Ștefan cel Mare. Doamna Nenescu Nina, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Doamna Casianu Mila, Liceul Teoretic Hiperion. Doamna Cușba Natalia, Gimnaziul Alexandru Pușkin. Limba rusă, doamna Rotaru Angelina, Liceul Teoretic Hiperion. Limba franceză,
Claudia, gimnaziu Cenac. Istoria României, Oaș Universală, doamna Iavorski Vera, liceul teoretic Mihai Eminescu. Doamna Samoilă Lilia, liceul teoretic Hiperion. Doamna Gâscă Iuliana, liceul teoretic Mihai Eminescu. Geografia, doamna Blanje Tamara, liceul teoretic Mihai Eminescu. Chimia, doamna Muhin Tatiana, gimnaziul Troițkoi. Biologia, doamna Pontie Iana, gimnaziul Batâr. Și educația fizică, domnul Căinărean Anatolie, gimnaziul Tudor Strișcă. Domnul Negru Ion, gimnaziul Hârtop. Domnul Cobzar Victor, gimnaziul Sagaitan. Domnul Cicate Andrei, liceul teoretic Ion Crean. Invităm în scenă profesori de limbă și literatură română. Verticalitate și omul națiune, doamna Ludmila Prisăcar. Și vă rog, profesorii de română, mai rog. Ceea ce facem astăzi este din suflet. Dacă o cunoaște cineva și care... Cine a fost la școala doamnei Ludmila Prisăcar, ridicați-vă, vă rog, în picioare. Diplomul de gratitudine și aleață prețuire se acordă doamnei Ludmila Prisăcar pentru excelență în mentorare și motivarea cu succes a multor generații de profesori de limbă și literatură română din cadrul Raionului Cimișlia de-a lungul celor ani de activitate în domeniul managementului curriculumului și formare profesională continuă. Cei ce stau în sală cu siguranță au trecut și au fost modelați de acest suflet frumos. Felicitări, doamna Ludmila Prisăcar! Thank you.
vorbele de duh și veselii, i-am înseminat chipul și inima, care constată, niciodată viața n-a fost nefrumoasă. Stimați prieteni, pentru dumneavoastră evoluează dansatorii liceului teoretic Ion Creangă, cu Jocul Mare. Cei care s-au îndrăgit cu titlul de
și nu mai reține munca și asilul, pe ce le dorim la anul viitor să crească în clasament. Se invită elevii la disciplina școlară limba și literatură română, Cainovean Teodora, eleva clasa 9, gimnaziu Batâr. Mocan Elizabeta, eleva clasa 10, liceu Tăreț Mihai Nescu. Durnaja Madalina, eleva clasa 11, liceu Tăreț Mihai Nescu. Abagită Cristina, eleva clasa 11, liceu Tăreț Mihai Nescu. Obrăceana Alexandrina, eleva clasa 12, liceu Tăreț Mihai Nescu. Limba și literatura română, școală la limbă, Prodan Ecaterina, eleva clasa 9, gimnaziu Alexandru Pușkin. Limba rusă, Podrivskaya Olga, eleva clasa 9, gimnaziu Alexandru Pușkin. Mazuric Daniel, eleva clasa 9, gimnaziu Alexandru Pușkin. Limba rusă, școală națională, Țurcan Lorin, elevul clasa 9, gimnaziu Ștefan cel Mare. Tărăcilă Valeria, elevul clasa 9, liceul teoretic Ion Creangă. Limba franceză, Glutnic Ina, clasa 10, și Paiu Victoria, clasa 12, liceul teoretic Ion Creangă. Spivacenco Daniela, elevă clasa 12, liceu internat sportiv Lipoveni. Limba engleză, Șestakovski Octavian, elevă clasa 9, liceu internat sportiv Lipoveni. Durlescu Arianda, elevă clasa 10, liceu teoretic Ion Creangă. Ciobanu Nele, elevă clasa 11, liceu teoretic Hiperion. Codreanu Dana Ionela, eleva clasa 12, liceu teoretic Ion Creangă. Istoria românilor și universală. Jere Alexandru, el în clasa 9, gimnaziu Batâr. Schibarță Olivia, eleva clasa 12, liceu teoretic Hiperion. Geografia, Bargan Iulian, elevul clasa 9, gimnaziu Tudor Strișcă. Prisecară Iustian, elevul clasa 10, liceu teoretic Mihai Eminescu. Bargan Anastasia, elevul clasa 12, liceu Hiperion. Disciplina școlară informatică, Prisecar Iustian, elevul clasa 10, liceu teoretic Mihai Eminescu. Cojăcaru Dan, elevul clasa 12, liceu teoretic Mihai Eminescu. Disciplina matematică, Ungureanu Nicolae, elevul clasa 7, gimnaziu Gradiște. Paiu Alexandra, elevul clasa 7, liceu teoretic Ion Creangă. Olărescu Dumitru, elevul clasa 9, liceu teoretic Hiperion. Calinici Olga, elevul clasa 10, liceu teoretic Mihai Eminescu. Munteanu Cristina, elevul clasa 11, liceu teoretic Mihai Eminescu. Disciplina școlară chimia. Zmeu Lilian, elevă clasa 9, gimnaziu Șenat. Țurcan Mihaela, elevă clasa 10, liceu teoretic Ion Creangă. Biologia. Coica Laura, elevă clasa 9, liceu teoretic Mihai Eminescu. Buțanu Luciana, elevă clasa 10, liceu internat sportiv Lipoveni. Vrabia Anastasia, clasa 12, liceu internat sportiv Lipoveni. Garaba Gabriel, elevul clasa 12, liceu teoretic Mihai Eminescu.
ultimele două discipline, educația fizică și științe, știți că astăzi copiii sunt în drum spre Olimpiada Republicană. Îi dorim succes elevului Donea Sabin, elevul clasa 7, liceul teoretic Mihai Eminescu și elevilor de la disciplina școlară educația fizică, Reniță Eduard, elevul clasa 9, gimnaziu Sergiu Coipa, Purcaci Violeta, elevul clasa 9, gimnaziu Tudor Strișcă. Ultimele două discipline școlare. Se invită profesorii, cei care le-au fost alături acestor elevi frumoși care vin în scenă, Spânul Veorica, profesoare de limbă și literatură română, gimnaziu Batâr. Stepanov Ludmila, profesoare de limbă și literatură română, liceu teoretic Mihai Eminescu. Achiri Larisa, profesoară de limbă și literatură rusă, gimnaziu Ștefan cel Mare. Duca Ana, profesoară de limbă și literatură rusă, liceu teoretic Ion Creangă. Limba franceză, Martinic Olga, profesoară de limbă franceză, liceu teoretic Ion Creangă. Vivor Vera, profesoară de limbă franceză, liceu internat sportiv Lipoveni. Limba engleză, Argentar Maria, profesoară la Liceul Internat Sportiv Lipoveni. Siloc Nina, profesoară de istorie, gimnaziu Batâr. Și Caldar Mariana, profesoară de istorie, Liceul Teoretic Hiperion. Eșanu Vera, profesoare de geografie, gimnaziu Tudor Strișcă. Gheorghiță Iulia, profesoare de matematică, gimnaziu Gradiște. Turcana Elena, profesoare de matematică, liceul Teoretic Ion Creangă. Rusu Svetlana, profesoară de chimie, gimnaziu Cenac. Stibelski Natalia, profesoară de biologie, liceu teoretic Mihai Eminescu. Borșnina, profesoară de biologie, liceu internat sportiv Lipovei. Leancă Nicolae, profesor de educație fizică, gimnaziu Sergiu Coipa. Stimați elevi și profesori, zic că clipele frumoase durează puțin, amintirile despre ele toată viața. Ediția anului 2024 a luat sfârșit. Thank you.
iubit.